Tinerii meritoși care provin din familii cu cel puțin 7 copii vor fi ajutați. Departamentul Provita ajută și în acest an copiii care au cel puțin media 8 la învățătură. Până în luna septembrie au fost înscriși 65 de astfel de tineri, însă numărul acestora a crescut până la 100. 100 de copii vor primi bursă de 200 de lei pe lună. Până acum noi am avut 65. Practic, proiectul nostru a început cu 10 copii susținuți la studii. Am văzut că lumea este bucuroasă că poate să susțină, s-au adunat din ce în ce mai mulți tineri și iată, pe an ce trece, noi am reușit să creștem numărul copiilor. Și anul acesta mi se pare că este o creștere frumoasă, de la 65 la 100, creștere deloc ușoară, pentru că implică suma de 70.000 de lei. Banii provin din donații. Cei care vor să-i ajute pe copiii meritoși în acest fel o pot face donând la sediul asociației de pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt sau în conturile afișate pe site-ul departamentului Provita și pe Facebook. Această bursă nu este bursă socială, este bursă de merit și nu ținem neapărat de situația financiară de acasă, de situația familiei în general. Ținem ca acel copil să fie cumva perseverent, să-și dea silința pentru a studia și pentru a-și dori să meargă mai departe. De la cei din clasa a patra până la cei din anul 2 de master, elevii și studenții au vise mari și își doresc să își ducă studiile la bun sfârșit. Elevii premianți sunt recunoscători pentru acești bani. Am 18 ani, învăț la Liceul Mihai Sadoveanu, la profilul MateInfo, iar în timpul liber îmi place, în primul rând, cred că să desenez. Desen tehnic și artistic pentru pregătirea arhitecturii. Îmi place să cânt la chitară. Să simin noc, eram taidere de, eram taidere da pitoloacă la un loc, eram taidere de, da moldoveni ies la joc, eram taidere de, eram taidere da iolisă cu mare foc, eram taidere de, da hai da confluier șovioară, eram taidere de, eram taidere da eu ți joc până seară, eram taidere de, da să chem pe cineva, eram taidere de, eram taidere da ca să pot și eu cânta, eram taidere de, da. Bursa oferită de Provita pe mine mă ajută foarte mult ca să-mi plătesc cursurile de canto, să-mi iau mâncare la școală și la canto, să-mi plătesc drumul la microbuz către oraș ca să ajung la canto și dacă mai rămâne ceva, îmi iau haine sau mai particip la concursuri cu taxă. Când voi fi mare, vreau să am ca meserie una deschisă, cum ar fi să fiu un soldat român, pentru că îmi place foarte mult să fac sport în aer liber. Bursa pentru mine este un mare dar, pentru că mă ajută cu îmbrăcăminte, călțăminte, rechizite pentru școală și multe altele. Asociația Provita își desfășoară activitatea din anul 2015, iar numărul copiilor a crescut de la an la an, în prezent ajungând să susțină 100 de copii de la clasa a patra până în ultimul an de master.